Au primit ajutoare sociale de încălzire și alocații complementare ilegal, iar acum sunt nevoiți să restituie banii înapoi. În această situație sunt zeci de persoane din Roșia de Amaradia care au fost depistate că primeau aceste ajutoare de la stat în mod ilegal pentru că au beneficiat și de subvenții de la APIA sau au alte venituri. Sunt persoane care au de restituit și 2000 de lei. Au verificat toate dosarele de alocație complementară, ajutoare de încălzire și ajutoare sociale. Toți cetățenii care nu au declarat în timp util, atunci când au întocmit dosarele, fie că de încălzire, fie de ajutor social sau de complementară, nu au declarat toate veniturile, în urma controlului le-a imputat suma nedeclarată. Sunt vreo 26 de persoane alocație complementară, 18 ajutor social și 35 ajutor de încălzire. La ajutorul de încălzire sunt... Ajutoarele acordate ilegal au fost descoperite de reprezentanții Direcției Muncii, care au făcut un control la Primăria Roșia de Amaradia. Primarul Liviu Cotoșman consideră că verificările s-au făcut cu un scop înainte de referendum. Explicația e simplă. Ei au încercat să mai recupereze sume de bani, bani care să fie cheltuiți pentru plata referendumului. Asta a fost strategia guvernului. Primarul Comunei Roșia de Amaradia susține că nu au fost făcute anchete sociale pentru că cetățenii au dat declarații pe propria răspundere că nu au alte venituri și au fost crezuți de angajații primăriei.